Bun găsit! Iată-ne la cel de-al doilea video în care vorbim despre abundență. Și așa cum am spus în primul video, există o rețetă a abundenței. Și undeva până pe la nivelul 400, cred, care este nivelul minții, ne putem folosi de această rețetă pentru a avea succes, pentru a experimenta o anumită sumă de bani. Și acum ce auziți este Olivia, care este aici lângă mine. Ok. Bun, ziceam că până la nivelul minții, care cred că este undeva în jur de 400 până în 500, cred că la 500 este nivelul iubirii, sau după 540, în fine, ideea este că la nivelul minții, pentru că acolo este, până la acel nivel este majoritatea populației, până la acel nivel ne putem folosi de acest minunat creier pe care îl avem pentru a experimenta bogăție. Și cum putem face lucrul acesta? Am scris aici, nivelul minții, mintea vede lucrurile ceva de genul alb-negru, adică sărăcie, bogăție. Și rețeta, mai jos. După cum probabil că toată lumea știe, noi avem 6 simțuri, omul funcționează pe baza 6 simțuri. Văz, miros, auz, gust și atingere. Bun. Și ne putem folosi de toate aceste simțuri, toate aceste 6 simțuri, pentru a experimenta abundența. Și cum putem face lucrurile acestea? Apoi am adus aici, lângă mine, o cutie de After Eight și un pachet de biscuiți Franz. Și îmi plac amândouă. Am mâncat din amândouă. Dar haideți să vă spun cum vede mintea mea aceste două produse. Ei bine, păi, această cutie de After Eight o vede ca fiind bogăție. De ce o vede ca fiind bogăție? Păi, foarte simplu. Când eram mică, mama mea era un contabil foarte celebru, cunoscut, pur și simplu. Atunci când pleca de la o firmă, să spunem, că nu-și mai dorea să lucreze cu o anumită firmă, imediat în secunda următoare o suna o mulțime de alte firme care vreau să lucreze cu ea. Asta pentru că era foarte bună la ceea ce făcea. Este foarte bună la ceea ce face. Bun. Și la un moment dat, când eram noi mici, mama mea lucra pentru o firmă care avea sediul la București, fix acolo unde era McDonald's, la Piața Romană. Și așa, o zonă foarte, e considerată a fi o zonă foarte bună din București. Și chiar deasupra McDonald's, cred că pe la nivelul 14 sau ceva de genul, etajul 14, avea firma această societate cu care mama mea lucra. Și odată, la o anumită perioadă de timp, mama trebuia să meargă la București pentru a preda rapoarte, ce făcea ea. Și ne lua cu noi. De fiecare dată când mergeam acolo, ne îmbrăca impecabil, cele mai frumoase rochițe, asortate, scoase din cutie, perfect. Și mergeam cu mama acolo. Ei, și la firma respectivă lucra un om, de fapt firma respectivă era unui om bogat. Și omul acela ne plăcea pe mine și pe sora mea. Și mi-am gândit că de Crăciun, de exemplu, intram așa la el în birou și le dat pe toți afară de acolo, spunea, ok, lăsați-mă doar cu ele. Și era așa, îi cântam colinde și totul era așa frumos. Ei, și de ce cutia asta de After Eight pentru creierul meu înseamnă abundență? Pentru că întotdeauna pe acel birou se afla o cutie de After Eight. De fiecare dată când noi mergeam acolo, vedeam această cutie pe biroul acelui om. Și ne dădea și nouă. Chiar mi-am amintesc că ne oferea cadou cât de After Eight și, nu știu, aveam o senzație așa euforică. Bun, asta e povestea cu After Eight. Iar povestea cu această
cu acești biscuiței, care sunt foarte buni, este exact la polul opus. Dar, de ce vă spun toate acestea? Pentru a vedea că, de fapt, este rețeta minții. Totul se petrece ca fiind alb sau negru, ok? Deci after eight, bogăție. Iar biscuiții aceștia, de fapt, nu era vorba chiar de biscuiți, ci era vorba de napolitane cacao. În creierul meu sunt definiția sărăciei, în fine, nu știu, a unui nivel mai mic de abundență, ca să spun așa. De ce? Pentru că în perioada în care mama nu era fizic lângă noi, erau dăți în care, nu știu, pur și simplu aveam chef să mâncăm ceva și deschideam frigiderul și în frigider aveam întotdeauna două feluri de mâncare pe care bunica, draga de ani, le pregătea în fiecare zi, dar din când în când noi nu aveam chef să mâncăm mâncarea pe care ne-o pregătea ea. Și pentru că vroiam altceva, ne luam noi mărunțișul pe care l-aveam prin casă, pe care îl strângeam în pușculiță și coboram la magazin și ne cumpăram niște napolitane cu cacao la kilogram. Ei, și ideea este că în mintea mea, creierul meu asociază acea perioadă cu o perioadă tristă din viață. De ce? Pentru că mama nu era acolo, lângă noi. Mama fiind plecată undeva, tocmai pentru a aduce abundență familiei. Ori, creierul meu de copil nu putea să accepte chestia asta, faptul că banii sunt mai importanți decât a petrece timp cu familia, cu copiii. Na. Asta e. Prin urmare, când ne detașăm așa un pic de copilărie, de ceea ce am trăit, vedem lucrurile mult mai clar și vedem totul ca pe un joc. Ne e mult mai ușor să mergem prin viață știind că cu acest minunat creier putem să o luăm ori pe o cale, ori pe cealaltă cale. Acum depinde de noi ce alegem. Și pe urmă, după nivelul minții, urmează nivelul iubirii și acolo la nivelul iubirii, de fapt, pe acolo ajung așa, nu știu, geniile, oamenii care au un impact major asupra omenirii, să zic așa. Nu știu, pur și simplu, să spunem, o carte scrisă de un om care este la un anumit nivel al conștiinței și pur și simplu cartea respectivă are un impact fantastic asupra întregii populații sau asupra oamenilor care intră în contact cu cartea respectivă. Olivia e de acord. Și pur și simplu impactează așa viața oamenilor, viața multor oameni. Da, deci cam despre asta este vorba atunci când vorbim despre abundență la nivelul minții. Aceasta este rețeta, da, a sărăcii sau rețeta bogăției. Vă puteți folosi de aceste șase simțuri: văz, miros, auz, gust și atingere. Da, pur și simplu mergeți în interiorul vostru și vă întrebați creierul, din punct de vedere al văzului, ce înseamnă pentru mine abundența? Din punct de vedere al văzului, ce înseamnă pentru mine sărăcia? Și pur și simplu le scrieți pe o foaie, sărăcie, bogăție, văz, după care le vedeți așa, foarte, foarte clar. Miros, faceți exact același lucru. Ce mirosuri îmi amintesc de bogăție, ce mirosuri îmi amintesc de sărăcie? Din punct de vedere al auzului, ce anume îmi amintește de bogăție, ce anume îmi amintește de sărăcie. Și la fel și în privința gustului, da, așa cum spuneam, mâncării, alimentelor și atingere. Eu știu, pot fi anumite materiale, de exemplu, cum ar fi, nu știu, satinul. Dacă cineva poate să aibă foarte clar în minte că, uite, rochia asta din satin înseamnă bogăție. Na. Deci, este o rețetă care funcționează, vă asigur. Puteți să o puneți în practică. Luați o foaie de hârtie, scrieți, vedeți foarte clar ce vă spune creierul vostru că înseamnă pentru el bogăție. Aduceți în viața voastră zi de zi, zi de zi, aceste elemente sau mare parte din aceste elemente. Și vă asigur că într-o perioadă scurtă veți experimenta abundența.
Și sunt în continuare în căutare de a 20 de femei, femei care ori au afacerea lor acum, în acest moment, și doresc să-și dubleze, să-și tripleze cifra de afaceri, sau a oamenilor, a femeilor, care doresc să-și deschidă o afacere și vor să știe care sunt pașii corecți pentru a experimenta o viață abundentă. Și dacă faceți parte din una din aceste două categorii, sper să înțeleagă videoul ăsta, dacă o să fie cazul să refac. Dacă faceți parte din una din aceste două categorii, vă invit să-mi scrieți, pentru că pe data de 21 martie începe un minunat program care durează 3 luni și care presupune să lucrăm împreună zi de zi, timp de 3 luni, pentru a experimenta o viață abundentă. Și vă aștept cu drag! O zi frumoasă! Pa, pa!